Sofia Vicovianca este o cântăreață și compozitoare din România și Republica Moldova, cunoscută pentru interpretarea muzicii tradiționale românești, în special a cântecelor populare din regiunea Bucovina. A lansat numeroase albume și a câștigat mai multe premii pentru contribuția sa la cultura românească. Este supranumită Regina sau Privighetoarea Cântecului Bucovinian. Numele de scenă a fost ales de oarece directorul ansamblului artistic unde era angajată a considerat că numele Sofia Fusa nu avea rezonanță artistică și astfel a numit-o Vicovianca, de la zona de proveniență. Solista Sofia Vicovianca a făcut cunoscută zona Bucovinei prin cântecele sale încărcate de emoții și stări ale țăranului bucovinian. Decizia luată de Sofia Vicovianca la 82 de ani. Cu o carieră impresionantă de mai bine de 50 de ani în domeniul artistic, Sofia se poate lăuda cu faptul că este una dintre cele mai reputate și îndrăgite cântărețe de muzică populară din România, moldovian care reușește mereu să-și surprindă publicul, chiar dacă nu se mai află la prima tinerețe. Recent, vedeta a călătorit cu avionul până în exoticul Bali, alături de fiul și nepoata sa, pentru a se bucura de o vacanță de vis. Deși drumul a fost infernal de lung, de 24 de ore, destinația exotică a meritat așteptarea, Vicovianca fiind lăudată pentru faptul că a rezistat cu brio unei asemenea provocări, având în vedere vârsta ei înaintată, cu toate că zborul a fost greu, cu o escală în Qatar. Interpretat de muzică populară susține că a meritat efortul deoarece a descoperit frumusețea insulei.